Bine v-am regăsit la horoscopul zilei de marți. Nu uitați că a apărut și horoscopul săptămânii, care oferă multe informații legate de câteva evenimente majore de top din această săptămână. Au apărut și horoscoapele lunii, februarie, bineînțeles. Căutați-le și pe acestea, ori pentru zodia natală, ori zodia ascendentă. Găsiți undeva și o trimitere către playlistul dedicat lunii februarie, că e o lună foarte interesantă. La fel, cel puțin la fel de interesantă ca luna ianuarie și cred că ați remarcat cu toții pe pielea voastră prin câte am trecut în luna ianuarie. Continuăm pe aceeași temă și în februarie, tot multă tensiune, tot multe provocări, tot multe evenimente, unele rarisime, altele unicat și chiar și astăzi avem o continuare a aspectului de ieri. În continuare se resimte o quadratură, că vă spuneam că e o perioadă a multiplelor quadraturi, cam așa avem la câteva zile, încă una și încă una, semn că tot ce vrem să facem noi în această perioadă necesită mai mult efort, mai multă insistență. Și acum ceva similar se întâmplă prin faptul că Soarele și Marte sunt în conflict, orgoliile sunt gata să explodeze, lupta dintre trecut și viitor e mare, între a schimba și a nu schimba. Vedeți în astrograma zilei de ieri, de luni, ce am spus despre acest aspect și care și asta se resimte, că oricum un aspect se simte și cu câteva zile înainte și cu câteva zile după ce are loc la grad exact. Și ca atare suntem și astăzi sub această tensiune marțiană, care ce înseamnă un conflict de-a lui Marte? Înseamnă că Marte ne mai dă unele ghionturi, așa să ori să stăm pe loc, ori dimpotrivă din această confruntare să ieșim din zona de confort și să luăm un pic taurul de coarne de care uneori ne este cam teamă să ne apropiem. Din acest moment căutați-vă minutul și secunda de unde începe zodia voastră în horoscopul zilnic și mergeți direct acolo. Haideți să vorbim acum despre Berbec, care are o zi foarte activă, extrem de activă. Nu neapărat legat de faptul că e Marte acolo în corzi și probabil mai Soarele vă cere multă acțiune, multă noutate, multă schimbare, da, pe semne că în continuare voi sunteți supuși unui tir astral să faceți ceva, sunteți așa de câteva luni bune, dar și astăzi este una din acele zile extrem de vii, de tonice. Nu stați locului o clipă. Ori aveți extrem de multă muncă, s-a întâmplat să fie o perioadă foarte agitată, probabil la început de lună preluați o mulțime de sarcini noi, de responsabilități și de aceea aproape că nu aveți timp de odihnă, dar practic o acțiune o naște pe cealaltă, treceți dintr-una într-alta, e așa un lanț, o reacție în lanț tot ceea ce aveți astăzi de făcut și pe semne că vă va și obosi lucrul ăsta, dar vă și stimulează fantastic. Când vedeți că un succes îl naște pe al doilea, care îl naște pe al treilea, acea reacție în lanț de care vă ziceam, nu puteți să stați locul și bine faceți să nu stați locului, că aveți spor, aveți randament, aveți apă la moară, e un vânt acolo care vă îndeamnă să vă apucați serios de treabă, că treburile merg. Le vedeți cum funcționează. Stă în puterea voastră să le faceți, să curgă de la început până la etapele superioare. Ba chiar s-ar putea să lucrați și pe mai multe fronturi simultan pentru că dați randament. Nu vă risipiți energia. Nici voi nu știți de unde aveți atâta energie. V-am spus că un succes îl naște pe celălalt. Normal, un succes vă motivează să mergeți la următoarea etapă și tot așa și tot așa. Știți cum e atunci când citiți o carte palpitantă și spuneți, citesc până la sfârșitul capitolului. Dar sfârșitul capitolului este așa de incitant și atât de interesant încât vă duceți la următorul și tot așa și tot așa până terminați cartea până la urmă. Ceva similar faceți și astăzi, că atât de interesantă este acțiunea aia, activitatea aia în care vă aduceți voi contribuția, că nu o puteți lăsa. Dacă tot ați ajuns la un nivel, mergeți la următorul nivel și așa și așa până când se conturează. E o zi stimulativă, energetică, dinamică, activă, tonică, vie, exact așa cum sunteți voi, în care vă puneți foarte bine în valoare calitățile, trăsăturile de caracter, acea ambiție caracteristică zodiei voastre acum se arată și
trebuie să o puneți la treabă într-un șir de acțiuni, nu într-un singur plan sau proiect sau într-o singură activitate, ci trec dintr-una într-alta până spre sfârșitul zilei, când veți vedea la ce v-ați adus cu atâta sârg contribuția. Pentru tauri, tot o zi de acțiune ar fi, dar de data asta la voi este un pic blocată, pentru că Marte e la voi în zodie și oricât v-ați dori, deci ambiția voastră e mare, voința e mare, dorința e mare, dorința de schimbare e mare, dar și blocajul este foarte mare. Ceva se opune, ceva vă năbușă elanul ăsta, oricât v-ați strădui, dați din coate, luptați, dar mereu dați piept cu oricum lanț așa care nu vă lasă să vă desfășurați în voie, mereu există un nu acolo, niște limite, niște neputințe, niște termeni cam restrictiv pentru voi, ori încercați și mereu dați cumva în bară, nu iese așa cum v-ați dorit, pentru că asta face cuadratura dintre Marte și Soare, vă reține, vă reprimă puterile. Practic, când vedeți că oricât ați încerca, nu treceți de impasul acesta, normal că vă demotivează, normal că renunțați, normal că nu mai vreți să încercați odată și sunteți așa aproape pe marginea abandonului unei acțiuni care părea să meargă bine, părea să înainteze, părea să... era promițătoare. De aceea nu renunțați. E doar un impas, e doar un hop, e doar o frână care nu vă permite să evoluați atât de repede pe cât v-ați dorit. Probabil e o acțiune în plină desfășurare. În mod normal, altă dată, aceeași activitate mergea strună. Dar acum, oricât v-ați da cu capul de pereți, tot nu funcționează mașinăria aia. Mașinăria aia este, am spus asta și în aspectul zilei de luni, același lucru se întâmplă și astăzi. Soarele este cheia din contact, noi suntem un vehicul, suntem o mașină. Soarele este cheia din contact și face, dă startul, dar motorul care este Marte face hâc, se oprește când ne e lumea mai dragă și voi sunteți cei mai vizați de această senzație de piedică. Cineva, ceva vă pune piedică și momentan trebuie să stați, să așteptați să se ridice piedica asta. Nu prea puteți face ceva, ci doar să amânați unele acțiuni. Pentru Gemeni este o perioadă în care prietenia este din nou pusă la încercare, la modul foarte serios, discutând cu niște amici din jurul vostru despre niște principii, despre ideile unuia, altuia, în ce credeți voi, în ce cred ei, și descoperiți că cei pe care până acum băgați mâna în foc că vă sunt prieteni 100%, s-ar putea să scârție pe undeva prietenia lor. Nu prea e prietenia acolo. Sau poate au apărut niște animozități. E absolut firesc. În orice relație mai apar și neînțelegeri. Nu înseamnă că toată lumea este de acord cu voi. S-ar putea să iasă la iveală niște aspecte din trecut, ținute multă vreme acolo în întuneric, în culise. Poate le presimțeați, dar nu vroiați să le vedeți, poate cineva vă atragea atenția, dar nu vroiați să auziți. Erați așa de orb de această relație, prietenie, ce-o fi ea acolo, încât nu doreați să-i vedeți latura negativă. E, o astfel de situație ca această cuadratură dintre Marte și Soare, acolo lucrează, acolo trimite o săgeată, lucrează la punctul cel mai sensibil al acelei relații, al acelei prietenii, amiciții, spuneți-i cum vreți, ca să vă deschidă ochii, că nu e chiar așa cum credeați, că persoana aia despre care ziceați că vă e prietenul cel mai bun, s-ar putea să vă fie inamicul cel mai mare. Și nu trebuie să băgați mâna în foc niciodată pentru nimeni. O prietenie se poate zgudui astăzi, o relație se poate zgudui. E un pic de resentiment acolo, un pic de râcă, un pic de parcă vi se pun în cârcă o mulțime de aspecte, sau poate voi ați ajuns să-i reproșați acestei persoane diverse cuvinte pe care e posibil să le fi spus. E multă tensiune acolo în această relație, nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă, dar e trecătoare această problemă. Probabil peste câteva zile veți reuși să depășiți impasul. Ar fi bine să nu puneți în pericol această relație, să nu ajungeți până la a vă despărți. Dar dacă tot a venit vremea să scormoniți prin trecut,
poate și unul și altul are ceva de reproșat celuilalt, aveți grijă cum faceți acest lucru. Cu multă diplomație, cu umor mai degrabă decât cu această atitudine un pic cam agresivă. Ai făcut aia, ai spus aia, știam eu că ești așa. E toate astea, acuzele astea pe care s-ar putea să vi le aduceți, s-ar putea să aducă relația pe buza despărțirii, într-un moment de agresivitate, într-un moment de atac. Și poate e păcat să pierdeți un prieten într-un astfel de moment. Că și unul și altul sunteți iritați. Dar e marea probă de încercare a prieteniei voastre. Pentru raci, ceva lipsește, vă lipsește o resursă foarte importantă pentru voi la momentul acesta. Era motorul principal de energie. Dacă aveți nevoie de bani, nu aveți bani. Aveți nevoie de iubire, nu aveți iubire. Aveți nevoie de un ajutor, nu vine acest ajutor. Deci este o penurie de lucruri importante pentru voi și când căutați în stânga și în dreapta, nu prea aveți de unde găsi acel ingredient magic de care aveți nevoie. Vă simțiți cam singur, vă simțiți cam derutat, cam dezamăgit, ba mai mult s-ar putea să nimeriți și printre alte persoane cu aceleași probleme și când și unul și altul suferă de ceva, se transformă întâlnirea într-o plângere continuă, într-o văicăreală continuă. Nu de asta aveți nevoie. Voi aveți nevoie de ceva care să vă ridice înapoi la lumină, în niciun caz să vă tragă în zona negativă a emoțiilor negative. Mai ales un astfel de anturaj cu aceleași probleme sau cu probleme chiar mai mari decât ale voastre nu vă este de folos. Deci fugiți de astfel de oameni care trebuie să-i simțiți de la o poștă că sunt într-o pasă mai proastă decât voi, că făcând acolo o comuniune de emoții negative s-ar putea lucrurile să devină mai grave decât erau inițial. Deci ceva lipsește. Plângeți și voi, se plâng și ceilalți, bateți la niște uși, dar nu vi se deschid, dați niște telefoane, dar nu vi se răspunde. Aveți senzația asta că sunteți un pic dat la o parte, nevăzut, neauzit, neajutat de nimeni, neputincios în anumite privințe. Dar lucrul ăsta nu trebuie să vă demoralizeze, că n-aveți. Da, cuvântul ăsta n-am, s-ar putea să-l spuneți la un moment dat. N-am prieten, nu mă ajută nimeni, n-am noroc, n-am resurse, n-am viitor, tot felul de nu am s-ar putea să vă treacă prin minte acum, dar nici vorbă să rămâneți acolo blocat în neputință sau în a nu avea, ci trebuie să căutați, nu găsiți, nu e pe toate străzile ceea ce căutați, de undeva apare, dar e o căutare acolo, e o explorare, e o asumare a unor lecții de viață ca să ajungeți la resursa aia care vă lipsește. Că sigur există undeva, dar e greu de găsit. Nu se vede, s-ar putea să fie camuflat așa într-o... E ca o mină de diamante. Trebuie să intrați în mina aia și să săpați o grămadă în pământul ăla până dați de un diamant. Așa este și resursa aia. Trebuie să sondați, trebuie să căutați, trebuie să ajungeți în cele mai adânci cotloane ale vieții ca să dați de resursa aia lipsă momentan. Dar este. Și de undeva trebuie să începeți căutarea și prima destinație a acestor explorări trebuie să fie sufletul vostru. Voi lei sunteți într-o căutare de sens, de răspunsuri, de înțelepciune, de informații și de aceea sunteți mereu, parcă sunteți într-o foarte agitat, întrebând în stânga și dreapta. Sunteți cel care puneți cele mai multe întrebări, chiar cu iz existențial. Pentru voi cuvântul de ce, de ce eu, de ce acum, cine, când, cum, toate întrebările alea în stil jurnalistic care încep cu W în engleză, why, when, where și așa mai departe, vi le tot puneți voi la modul cel mai profund. Sunteți un căutător, sunteți un explorator, căutați ceva. Numai că unele lucruri nu se găsesc atât de ușor. Poate sunteți prea încrâncenat căutând acel sens. Sunteți foarte înțelept, ați trecut prin atâtea, experiența voastră de viață vă ajută să știți unde să căutați, dar de data asta s-ar putea să priviți un pic așa cam cu ochelari de cal, numai într-o anumită direcție și dacă nu e acolo, aveți tendința să alunecați în depresie, în decepție, nu există ceea ce caut, pentru că voi căutați pe un singur canal, ori
Viața vă oferă sute de canale de explorat, dar prea v-ați setat pe unul singur, prea v-ați, a devenit un fel de idee fixă, trebuie să caut ceva, dar numai pe șina asta de tren, spuneți voi. E, și șina aia nu are posibilitatea să vă abateți de la calea respectivă, e cam dreaptă, una singură. Deci nu o cale dreaptă vă trebuie, nu ceva atât de rigid, nu ceva atât de bătut în cuie, vă trebuie flexibilitate, vă trebuie adaptabilitate. Și ar fi trebuit să știți asta mai de mult, că ați mai trecut prin situații similare. Din când în când voi treceți printr-un astfel de moment în care descoperiți că săpați după apă într-un teren unde nu există apă. Ori nasul vostru fiind intuiția sau poate tot felul de semnale care vin din jur vă arată că ceea ce căutați nu-i musai acolo unde cu atâta ardoare săpați, ci poate fi în altă parte. La fel, iubirea, o așteptați de la o anumită persoană. Numai pe aia o vreți, dar iubirea poate veni în altă parte. Un job, numai pe unul vreți, dar un job bun poate apărea și în altă parte. Deci sunteți prea fixist, să zicem așa, prea ancorat într-o singură direcție, când opțiunile din afara acestei direcții pot fi mult mai bune și mult mai variate și mai multe la urma urmei. De aceea, într-o astfel de situație, când vedeți că tot ați căutat și n-ați găsit încă acea cale, lăsați-vă un pic dus. Nu mai controlați voi mașinăria asta. Fiți precum așa o coajă de nucă pe apă care se lasă în voia curentului. Asta înseamnă let go, fie ce-o fi. Nu vă mai încrâncenați, nu mai vreți musai conform voinței voastre, că da, voința voastră e foarte puternică datorită acestei cuadraturi dintre Soare și Marte. Voi vreți musai așa cum doriți, dacă nu e așa, nu mă interesează. Ei, de data asta, ceea ce căutați nu e așa cum vreți voi. Poate fi în atâtea alte variante. Și lăsându-vă un pic așa dus de vânt ca o pană, poate vă duce vântul acolo unde trebuie. Nu vă încrâncenați, nu vă țineți cu dinții, nu vă cramponați, nu vă puneți acei ochelari de cai care să vă spună că altceva nu există. E ori așa cum vreau eu, ori altceva nu există. Există mai bun decât vreți voi, totul e să lăsați norocul, șansa, hazardul, întâmplarea, viața, destinul, acel fie ce-o fi să vă ducă acolo unde e mai potrivit pentru voi. Pentru Fecioare ar putea să fie o trezire la realitate din anumite puncte de vedere. Ați așteptat ceva dintr-o anumită direcție, că e în iubire, că e la serviciu, de undeva v-ați setat toate așteptările pe acel scop. Abia acum vă dați seama, când au început să apară rezultatele, că ceea ce sperați voi cu atâta ardoare pare să fie doar o poveste, un basm frumos, o iluzie, pe care, da, ați alimentat-o. Normal că speranțele voastre erau imense, dar nu v-ați dat seama de această realitate până când au început să apară efectele. Cât timp nu făceați nimic, visați în voie, wow, ce frumos o să fie, ce minunat o să fie, o iubire, o afacere, o relație, ceva. Vi se părea grozavă. Acum când deja sunteți pe parcurs, când începeți să dați piept cu această situație, nu prea iese așa cum v-ați dorit. Unele da, unele rezultate sunt, să zicem, conform planurilor, dar altele clar, le vedeți sub ochii voștri că eșuează, că nu merg așa, că omul ăla pe care îl vedeați într-o aură de erou e un om oarecare, că jobul ăla de la care așteptați succesul măreț e un job oarecare, deci e un fel de revenire la normalitate, dându-vă seama că ați umflat prea tare un balon. Nu trebuie să picați acum în extrema cealaltă, trebuie doar să vă treziți, să vedeți, da, uite, asta este realitatea, ce rost are să o cosmetizez, o fac să pară mai frumoasă, pentru că într-un anumit plan al vieții le vedeați pe toate în roz, le vedeați pe toate, vedeați jumătatea plină a paharului când vedeați clar că paharul ăla nu este nici măcar pe jumătate plin. Erați super optimist, super entuziast. Da, probabil toate aceste planete din vărsător pe toți ne fac să exagerăm optimismul și wow, minunăția anumitor planuri. Dar mai vin niște planete de acolo din Taur care ne zguduie și ne aduc cu picioarele pe pământ în realitate, în materialitate, în concret, în ceea ce putem atinge. Că acolo în iluzie și în vis și în
speranțele noastre, totul e minunat. Acolo suntem iubiți, acolo suntem frumoși, acolo suntem bogați, acolo suntem oameni de succes. Ori realitatea și ce face de fapt acest Marte? Ne aduce un pic cu picioarele pe pământ, ceea ce pe voi vă ajută foarte mult. Să zicem că un pic o să vă doară, că orice trezire la realitatea dintr-un vis mult prea frumos să fie adevărat, poate să și deranjeze. Dar pentru voi nu e așa de greu, că nu e prima dată când ați mai trecut prin asta. Toate aceste planete care vă fac să visați sunt la voi în ogradă, într-un fel, prin faptul că sunt în casa a șasea pentru voi și e normal că sunteți printre primii vizați să vedeți în detaliu lucrurile. S-ar putea prea în detaliu, deci de la wow, cât de minunate erau anumite lucruri, acum aceste frecușuri ale lui Marte către planetele din Vărsător să vă scoată la iveală cele mai mici fisuri, cele mai mici detalii pe care numai voi, fecioarele, le puteți vedea. Le vedeți, le acceptați, le primiți că asta este realitatea și n-are rost să vă turnați cenușa în cap că un lucru nu iese chiar așa cum v-ați dorit. Poate e bună trezirea la realitate. Deci, chiar dacă e dezamăgitor pe anumite planuri, spuneam, în orice plan al vieții la urma urmei, mai bine vă treziți acum cât nu ați investit resurse colosale decât să vă treziți la finalul unei acțiuni de luni de zile, de ani de zile cu același rezultat. Pentru balanțe este o perioadă bună din multe puncte de vedere. V-am spus că planetele din Vărsător pe voi vă ajută de minune. Că pe alocuri vă mai și irită planetele din Taur, da, se știe, vă pun tot felul de probe de încercare în cale. Dar le treceți cu brio, asta e important. Un hop azi, un hop mâine, toate cuadraturile încă din ianuarie și încă urmează și altele vă vor atinge direct la coarda sensibilă. Inima voastră de multe ori va vedea niște lucruri care să vă și deranjeze pe aici pe acolo. Dar mai bine să le vedeți, mai bine să le luați în calcul, că există riscuri, că există și eșecuri, că unele lucruri nu ies chiar așa cum v-ați dori, dar toate astea sunt lecții de viață. Deci tot ce trăiți voi acum, toate aceste hopuri prin care trebuie să treceți, de fapt sunt niște treziri la realitate să vedeți că viața conține și așa ceva. Nu e doar o iluzie minunată, nu e doar o poveste superbă de dragoste, un succes de plin la serviciu, că da, aveți așteptări imense. Aproape că voi vedeți viața perfectă. O sperați să fie perfectă. Deci sunteți pe principiu, vreau să fie perfectă sau nu mă interesează nimic. Totul sau nimic. Dar acum, într-o astfel de zi, puteți descoperi că nu există nici totul, nici nimic. Deci duceți lucrurile deja la extrem. Și Marte de acolo, din Taur, vă arată că există și o cale de mijloc. Și vă puteți mulțumi și cu un nivel intermediar, nu cel mai grozav, spre care ați ridicat foarte tare ștacheta. Da, într-un anumit plan al vieții ați așteptat mai mult ca perfectul, ați așteptat colosalul, nemaipomenitul, extraordinarul, ieșitul din comun. Ori nu e chiar așa, n-aveți de unde să primiți în acel plan perfecțiunea, dar puteți ceva bun. Gândiți-vă că viața vă oferă răsplata pe diverse niveluri de comparație, ca acele grade de comparație, bun, mai bun, cel mai bun sau extraordinar de bun, deci e superlativul absolut, dar până la superlativul absolut, pentru că voi asta vizați, eu vreau perfectul, mai mult ca perfectul, cum ziceam, nu e musai să țintiți direct acolo. Ca să ajungeți acolo, vă puteți mulțumi cu un pic mai mult, cu un plus 1, plus 2, nu plus un milion direct. În orice plan al vieții, nu visați, dacă viața voastră sentimentală e banală, nu visați un făt frumos. Dacă jobul vostru este oarecare, nu visați să fiți inginer la NASA. Dacă salariul vostru este mediocru, nu visați să deveniți bogat peste noapte. Deci tendințele astea de exagerare, spre care da, s-ar putea să fiți un pic, mai ales în această perioadă când Jupiter este alături de guvernatoarea voastră, Venus, s-ar putea să exagerați în anumite privințe. O să vă ajute foarte mult și conjuncția dintre Venus și Saturn de zilele viitoare, dar până una alta e o revenire la normalitate fără atâta exagerare, fără să umfleți balonul ăla și să așteptați ceva ce nu se poate obține, dar ceva mai mult decât sunteți, aveți, dețineți,
Asta da, se poate. De undeva trebuie să începeți urcușul către nivelul următor. Pentru că nivelul următor față de ceea ce sunteți acum e mai bun, nu e cel mai bun. Mai e cale lungă până acolo. Pentru scorpioni, pentru că nu apare nimic ieșit din comun în plan astăzi, s-ar putea să simțiți nevoia unei evadări, să plecați undeva, unde vedeți cu ochii la urma urmei. Chiar și această călătorie, de fapt, este banală. S-ar putea să fie un drum pe care îl faceți permanent, frecvent, îl știți pe din afară. Dar e o ieșire, e o schimbare de cor, că aveți nevoie de acest lucru. Pe de altă parte, dacă nu e vorba efectiv de o călătorie, s-ar putea să apară niște vești din altă parte, așteptate, foarte așteptate de voi. Și clar, așteptați mult, așteptați enorm de acolo. Visele voastre erau cât casa în privința acelei informații care urmează să ajungă la voi. Și când acolo informația e cât se poate de banală, de neînsemnată, încât s-ar putea pe moment să vă deruteze. Cum? Dar eu altceva așteptam. Eu așteptam perfectul, exact cum am spus și la balanță. Și voi aveați pretenții colosale față de acel subiect de la care așteptați acum vești. Și veștile sunt cât se poate de normale. Ați mai auzit așa ceva de sute de ore înainte și pe moment sunteți clar un pic dezamăgit de ceea ce va ajunge la ureche. Asta e viața. Viața este și plină de banal, este plină și de rutină, și de monotonie, și de lucruri neînsemnate cu care trebuie să faceți casă bună ca să nu așteptați imposibilul. Că poate de acolo, de unde v-ați setat voi toate așteptările, n-are ce să vină mai mult de atât. Dacă visați o iubire perfectă, omul ăla nu e perfect. Este un om ca oricare altul și voi, la rândul vă, sunteți la fel. Așteptarea, ce ținta aia pe care o priviți voi cu atâta ardoare, nu e așa de minunată sau de grozavă sau de umflată pe cât o doreați voi. De aceea voi trebuie să coborâți un pic ștacheta, voi trebuie să reveniți un pic în normalitate, în banal, în cotidian, că asta e viața, plină și de lucruri mărunte. Pentru voi, săgetători, ziua aceasta vă pune foarte serios răbdarea la încercare, ceea ce se știe, un săgetător nu prea are răbdare. De aceea va fi absolut frustrant să vedeți că ceea ce de obicei obțineați într-o oră, acum nici măcar în două n-ați obținut. Ce obțineați într-o zi, nu reușiți să duceți la îndeplinire până la sfârșitul zilei. De fapt, toată această poveste vine dintr-o scindare a atenției voastre. În loc să vă setați pe un singur obiectiv, vă risipiți în 10 sau hai să zicem în 2. Vreți și aia, vreți și aia. Fugiți după doi iepuri. Asta e sentimentul. Și normal că fugind după doi iepuri, riscați să nu prindeți niciunul. Acest lucru, faptul că nu reușiți să vă concentrați la un singur obiectiv și vreți să mulțumiți și capra și barza, să faceți și aia, să faceți și aia, două roluri, doi în unu, cum s-ar zice, nu faceți altceva decât să risipiți timpul și de aia nu vă ajunge timpul. De aia nu reușiți să duceți la capăt conform planurilor de altă dată, pentru că voi aceeași rețetă folosiți. Tot același sunteți, tot aceleași resurse accesați, dar ceea ce vă rupe pe voi este această neatenție, această risipire în prea multe simultan. Alegeți una, mergeți doar în direcția aia. Puteți fugi după doi iepuri în iubire, după două joburi, după două meserii, după două relații. Sunt două planuri ale vieții voastre către care cumva așa vă îndreptați atenția simultan și normal că nu le puteți păstra pe amândouă pe același nivel. Balanța aia nu poate rămâne egală. Una cere mai multă atenție, că încercând așa să păstrați echilibru, cum spuneam, nu faceți altceva decât să vă resipiți energia, timpul, resursele alea la care țineți atât de mult. Pe de altă parte, s-ar putea ca un proiect de la care aveați mari așteptări să ajungă într-un impas. Și impasul ăsta, de fapt, să însemne o prelungă așteptare până când se vor mișca din nou rotițele și să vă puteți concentra mai departe spre ce aveți de făcut. E un proiect care a mers bine până aici, a apărut o zonă de platou în care nu se mai întâmplă nimic, ca atare puteți să luați o pauză și peste o vreme o să mergeți mai departe. Dar voi sunteți în faza asta de pauză, care e de-a dreptul frustrantă.
Voi sperați să ajungeți repede la rezultate și când colo, luați o vacanță. Vi se oferă acest răgaz nedorit. Acest proiect sau ce-o fi, o acțiune, o activitate, se rupe în două. Etapa întâi, nimic. Etapa 2. Deci acum nu se întâmplă nimic. Acum trebuie să stați, să așteptați momentul când va începe etapa 2, episodul 2, sezonul 2 din această poveste în care sunteți implicat. Chiar dacă momentan nu se întâmplă nimic și asta, clar, pentru voi e îngrozitor de frustrant. Voi vreți activitate continuă, voi vreți provocare continuă și cum răbdare nu prea aveți, cât o să dureze până când începe sezonul 2, normal că începeți să tropăiți așa precum un cal care vrea să pornească în cursă. Pentru că Capricorn este o zi plină de griji, vă faceți tot felul de griji cu privire la o activitate în care sunteți voi parte integrantă, să zicem așa. Sunteți actor într-o acțiune. Dar vă e teamă un pic de ceea ce urmează. Parcă nu vă simțiți pregătit, parcă vă e un pic teamă de reacția tuturor, de felul cum veți fi judecat. Poate nu e o pregătire psihică, emoțională, mentală pentru ceea ce urmează să se întâmple. Nu sunteți voi singuri în această poveste, s-ar putea să fie și alții alături de voi, dar vă simțiți așa total nu vă găsiți locul, ăsta e cuvântul, nu vă găsiți locul în această acțiune. Poate nu vă place, poate nu e pe șablonul vostru, poate vă aflați între oameni cu care n-aveți nimic în comun și de aici grija voastră, că nu v-ați găsit ritmul, nu v-ați găsit calea în această situație. Faceți doar act de prezență, asta e tot, dar nu participați, nu sunteți acolo trup și suflet în ceea ce vă invită ceilalți să faceți, că e acasă, că e la serviciu, că e într-o prietenie. Sunteți doar vizibil, așa, sunteți o fantomă care trece pe acolo, dar nu participați, nu spuneți nimic, tăceți, vă e frică să participați, să contribuiți și voi cu ceva. Că poate lumea o să vă judece, poate lumea o să vă critique și de aceea preferați planul 2 și pasivitatea. Vă puneți singur lacăt la gură, să zicem așa, și vă închideți singur într-o colivie, ca nu cumva cineva să vă deranjeze din această zonă de stagnare, de pasivitate și să greșiți. Normal, greșelile sunt firești la oricine, deci chiar dacă participați de-a binelea și vă asumați rolul și dați în bară, nu-i nimic, din asta învățați. Dar nici să stați în planul 2 și să nu faceți nimic de frica eșecului nu e bine. Pentru vărsători este o zi foarte amuzantă, foarte relaxantă, poate chiar, jucăușă, sunteți mereu pus pe șotii, vă comportați precum un copil, parcă aveți numai preocupări de vacanță, de timp liber, de amuzament, nu contează ce vârstă aveți, ca un copil vă purtați, ori e o nevoie a copilului vostru interior, că avem cu toți acolo un copilaș care din când în când mai cere atenție, ori e nevoia voastră de a uita de toate și de aceea căutați această atitudine jucăușă, superficială, aeriană, zăpăcită, nebună, multă lume care vă vede nu vă recunoaște, deși s-ar putea să fie genul vostru, vă place jocul, dar pentru unii această atitudine e infantilă, e imatură, e sub nivelul vostru. Unii așteaptă de la voi să fiți, wow, cei mai grozavi, mai ales că aveți atâtea planete la voi în zodie. Clar că așteptările unora cu privire la voi sunt imense. Ori voi vă purtați precum un adolescent fără limite, ca un copil care are chef doar de distracție. Nu vreți să vă asumați lucruri serioase. Astăzi, ca altă dată, clar că o faceți. Cu atâtea planete la voi în ogradă, nu sunteți lăsați să vă jucați cu viața. Dar astăzi, asta este atitudinea. De nu-mi pasă, de ei și, de lasă să se întâmple orice s-a întâmplat, puțin îmi pasă. E ca atitudinea unui copil lipsit de griji, că știe că altcineva răspunde pentru el, face pentru el, îi dă ce are nevoie. Și poate chiar e bună această atitudine atât de relaxantă, ca de sărbătoare, ca de vacanță, ca de nimic nu grav nu se întâmplă în jurul vostru, nimic nu acoperă soarele. Pentru voi o zi cu soare, pentru voi o zi așa ca de totală sărbătoare din multe puncte de vedere. Și bine faceți, acest tonus
optimist, vă face bine, fără să puneți atâtea probleme la suflet, cum probabil ați făcut altă dată. Și am ajuns și la pești, care au o zi foarte creativă. Vă vin idei pe bandă rulantă și bine ar fi să le puneți la treabă. Este o zi în care ce spuneți contează, e interesant, e plin de talent, chiar aveți talent acolo în modul de a vă exprima. Poate nu numai că e talent, e și un pic de ciudățenie, e originalitate, veniți cu un alt ton, cu altă voce față de cum vă știa lumea. Parcă vă opuneți singuri unei atitudini pe care unii deja o cunoșteau la voi. Spuneți, dole, de ce să merg pe aceeași rețetă? De ce să fac lucrurile așa cum le-am făcut o viață întreagă? Ia să le fac altfel. Și de aceea schimbați ceva în discursul vostru și lucrul ăla vă place, e pe noua voastră lungime de undă. Se vede că v-ați schimbat, se vede că ați învățat ceva de la viață. Oamenii, de fapt, v-au învățat că există și alte viziuni asupra vieții. Nu e doar viziunea pe care ați avut-o ani de zile. Toate aceste planete din vărsător pe voi vă pun serios la treabă. Ia uite-te un pic, spun planetele din vărsător. Privește viața și din alt unghi, că ești într-o schimbare. Încă nu se vede schimbarea, dar e în interior. Și unele din primele planuri afectate de schimbare țin de mental. Gândiți altfel, priviți viața din alt unghi. Altă lumină cade asupra lucrurilor din jur, le înțelegeți altfel, le aprofundați, e clar o maturizare acolo, e clar o altă viziune asupra vieții pe care doar acum, cu atâtea planete în vărsător, aveți ocazia să o descoperiți. Până acum vă era un pic teamă că există și altă variantă și acum vă este teamă că sunteți mai altfel decât vă știa lumea. Poate nici voi nu vă recunoașteți. Cum eu gândesc așa? Sunt lucruri pe care le-am gândit toată viața într-un fel și ia uite, acum le văd într-o cu totul altă tonalitate. Da, se schimbă mentalitatea, vi se schimbă modul de a înțelege viața, de a gândi, de a simți. E un proces de transformare foarte profund pe care trebuie să-l continuați, că s-ar putea să dureze, nu e ceva care se întâmplă peste noapte, dar deja vedeți efectele. Gândiți altfel, vorbiți altfel, relaționați altfel, ideile voastre au ceva acolo mai strălucitor, mai fisticiu, care vă scot în evidență și o să ieșiți în evidență curând. Deocamdată e o pregătire a terenului. Stați în umbră, pregătiți terenul și într-o zi o să ieșiți la lumină curând, că va începe curând și zodia voastră și o să fiți foarte bine puși în valoare, dar acum e pregătirea ieșirii pe scenă. Vă pregătiți rolul, dar e un rol deosebit și vouă vă place ce iese din voi, ce ați învățat, ce știți, ce exprimați și abia așteptați ca și ceilalți să remarce schimbarea. Asta este ziua de marți. Căutați și horoscopul săptămânii, că și acolo aveți multe lucruri în plus, horoscoapele lunii și să ne vedem cu bine și mâine, că vin multe evenimente pe parcursul acestei săptămâni și abia aștept să vă vorbesc despre ele. O zi bună vă doresc!